Bună ziua și mulțumim pentru faptul că duminică puteți participa la conferința noastră de presă comună. Poate că e un lucru inedit, însă din moment ce suntem împreună în echipa de coaliție, am spus că e bine cel puțin o dată, măcar pe trimestru, să avem și mesaje comune împreună cu colegii noștri, mai ales în perspectiva unor proiecte politice comune și în viitor. Și la nivel județean se conturează primele două astfel de proiecte în anul 2012 și am spus că dacă avem oportunitatea să reușim să ne exprimăm intențiile comune de față cu dumneavoastră. Îi mulțumesc foarte mult domnului primar Darius Vâlcov și președinte al Partidului Democrat Liberal pe județul Olt pentru disponibilitatea ca astăzi să facem această întâlnire. Am avut puțin mai devreme și prilejul să discutăm câteva din aspectele pentru următoarele 2-3 luni, priorități. Pe de altă parte, mi-a făcut plăcere să-i pot prezenta și sediul nostru, astăzi aici, în care suntem de mai bine de un an și ne desfășurăm activitatea. Sperăm în viitor apropiat să dezvoltăm mai mult la nivelul acesta logisticii în Slatina și în alte orașe din județ partidul, astfel încât să îi solicităm sprijinul și pentru un sediu mai mare, așa cum devine și partidul în perioada aceasta. Sunt convins că și dumneavoastră veți avea foarte multe întrebări. Am să-l invit și pe domnul primar să ne adreseze câteva prime gânduri, am să continui și eu după aceea și apoi să avem și un dialog cu dumneavoastră, astfel încât să nu fim într-o conferință de presă lipsă de dinamism și nici foarte lungă în același timp. Domnul primar, aveți cuvântul, microfoanele state comite. După cum știți, următoarea perioadă urmează alegeri pe colegiul 7, în județul nostru, și atât UMPR-ul cât și PDL-ul sunt foarte hotărâți. Suntem foarte hotărâți ca aceste alegeri să nu fie câștigate decât de către unul dintre noi. Bineînțeles că varianta cu două candidaturi separate este expusă de instanțe către noi. Și în perioada imediat următoare, împreună cu UMPR-ul, vom demara sondaje pe această zonă, pe colegiul 7, astfel încât în cel mult 20 de zile să vă putem prezenta cel mai bun candidat comun al PDL-ului și al UMPR-ului pentru colegiul 7. Fie că acesta este candidat UMPR, fie că este candidat PDL, fie că la ora actuală nu are nicio afiliere politică, ulterior urmând să aibă una din cele două, să dețină unul dintre cele două carnete de membru de partid. Scopul este unul foarte clar, ce anume USL-ul să piardă alegerile pe colegiul 7. Așa cum a spus și la ultima conferință de presă, cred că nu au nicio șansă cei de la USL să mai ceară încă un mandat locuitorilor din acea zonă, pentru că primul mandat pe care l-a obținut pe colegiul 7 a fost obținut prin minciună. Și vă spuneam de faimosul pod peste Dunăre, corabia care se urește România cu Bulgarie, Moravia Plevă, ce spuneau ei în campanie electorală, dar și alte promisiuni. Fantastice sau fantasmagorice pe care ei le-au avut în campanie electorală. Totul a culminat cu o alegere pe care locuitorii cred că o regretă, din colegiul 7, și noi va trebui să le reamintim votul pe care l-au dat în 2004, că a fost un vot dat pe minciună, pe fals, și acest în 2008. Și acesta trebuie schimbat la alegerile parțiale care vor avea loc în următoarele deja 75-80 zile care au mai rămas până la data alegerilor, care încă nu este fixată de către Guvernul României. Un alt scop foarte clar pe care îl avem este acela de a câștiga și alegerile la Olt de anul viitor. Să pentru asta va trebui să ne pregătim destul de bine. Pentru că ne dorim să avem o prezență a noastră la nivelul Consiliului Județean, atât în funcția de președinte, cât și în cele mai multe funcții de primar și de parlamentar din județul nostru. Nu este exclus, ba chiar
cred că aproape am ajuns la o înțelegere ca președintele Consiliului Județean sau candidatul la președinția Consiliului Județean să fie dat de către UPPR. Și deși este lângă mine, eu vă spun Balisteriu, cred că este cel mai bun candidat al Alianții UPPR PDL la vot pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Asta este părerea mea și nu mă poate schimba nimeni. Iar la nivelul primăriei municipiului Slatina, aceasta să fie o candidatură a PDL-ului, susținută și de UPPR. Suntem în discuții foarte avansate, cred, și aici vă bate palma. Mai avem unele mici lucruri să le rezolvăm altfel, vorbesc la nivel de partid. Ca acolo unde avem primari, PDL-ul, respectiv UPPR-ul, aceștia să fie candidați comune aici, nu două partide, la alegerile viitoare. De ce nu și acolo unde avem un candidat cu o șansă foarte mare, chiar dacă nu este primar în funcție, celălalt partid să-l susțină, pentru că a apărut această lege nouă a alegerilor locale, știți și dumneavoastră, nu mai trebuie să doi, nu mai trebuie să ai majoritate, votat de plus 1, și scorul cel mai mare, sau candidatul care obține scorul cel mai mare, automat este ales ca și primar. Așa că va trebui să fim foarte atenți acolo unde avem candidații foarte buni, să ne susținem reciproc, trecând peste micile orgolii, există orgolii și vor exista între membrii celor două partide, asta nu avem cum să legăm. Dar dacă vom trece peste aceste orgolii, cred că vom ajunge să avem o listă de candidați comuni, mari și puternici. Bineînțeles, vor exista localități unde ne vom confrunta. Dar, în final, scopul este foarte clar. Un număr cât mai mare de parlamentari, că aș vrea ca toți parlamentarii pe care avem să-i renoim de la cele două partide, președinția Consiliului Județean și dacă la ora actuală avem 6 scurmini, nu? Sau 5 primării din 8, cred că suntem mulțumiți dacă vom rămâne cu ele sau de ce nu să avem 6 primării din 8, vorbesc de oraș. Cred că acestea sunt scopurile noastre foarte clare pentru anul 2012 și eu zic că nu visăm prea mult. Gândindu-ne la degringolada care există în USR și la lupta, până la urmă, care eu văd că se accentuează pe CETREC, între PSD și PNL, nu numai la nivel local, dar și la nivel central. Iar de oferit, nu știu ce au de oferit primarilor sau cetățenilor, dar până acum, în 3 ani de zile, nu prea au demonstrat nimic. Și atunci ar fi cazul ca noi să ieșim cât de repede se poate cu candidații pentru alegerile de anul viitor, bineînțeles după ce vom avea alegerile pe colegiul 7, pentru a putea începe o campanie electorală în care să separăm un pic demagogia celor de la USL de lucrurile poate mai puțin plăcute uneori, dar destul de necesare pe care le-au făptuit PDL-ul și UNPR-ul în ultima perioadă, dar oricum siguranța și stabilitatea pe care o dă această guvernare țării și administrații la nivel local, acolo unde noi suntem la conducere. Eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult, domnul președinte, și aș dori și eu să continui câteva idei ce mai poate fi spus după o abordare completă a situației. Dincolo de proiectul politic comun pe care îl derulăm și care, așa cum spunea și domnul președinte Vâlcov, a asigurat în acești 3 ani stabilitate la nivel național, pe acest ultim an de mandat vom încerca să ne unim eforturile pentru a realiza și câteva proiecte economice în interesul cetățenilor în județul Olt, precum cele 2 centuri ocolitoare mult discutate atât pentru orașul Slatina cât și pentru orașul Balș. Sunt lucruri în interesul, aș putea spune, al întregii zone a Olteniei, pentru fluidizarea traficului și, până la urmă, și pentru aspectele legate de mediu și de o viață mai bună pentru cetățeni. De asemenea, trebuie să recunoaștem criza economică existentă în Europa și care a generat foarte multe dificultăți și cetățenilor din România, evident și celor din județul Olt, ne pune în situația de a identifica variante de a genera noi locuri de muncă și cred că asta va fi prioritatea anului 2012 pentru ambele partide. Pot spune aici că atât domnul Vâlcov în orașul Slatina, cât și eu pe zona de Balș,
Avem câteva reușite, vrem să le extindem la nivelul județului, unde și în Caracal, știți bine, recent a fost inaugurată o nouă fabrică cu multe noi locuri de muncă. Deci acesta va fi modelul de a găsi investitori și să le conturăm atractivitate pentru zonă, astfel încât să avem pe județul loc, să spunem, un șomaj cât mai mic la nivel național și, evident, să ne poziționăm într-o zonă de competitivitate pe termen lung și să avem generate venituri foarte mari pentru zonă, pentru locuitori. Proiectele politice comune cred că ne vin ușor la îndemână, suntem din aceeași generație politică și vorbim aceeași limbă și cred că asta este un lucru foarte important. Asta ne dă și încredere în succesul pentru anul viitor. Avem o colaborare foarte bună în prezent, o vom face și mai bună. Reușim să trecem peste unele obstacole pe care le avem din geneza partidului, cel puțin la UNPR. Și pot spune că la ora actuală reușim destul de bine să ne atingem obiectivele propuse. Încercarea de pe Colegiul 7 va fi cu siguranță foarte mare. Tocmai de aceea, dincolo de ceea ce poate fi văzut astăzi, așa de departe, și anume, mulți vor spune că există multe primării conduse de primar PSD, aceștia cred că sunt primii care își vor pune problema cu ce au fost ajutați în ultimii ani și dacă în mod real au primit din partea colegilor lor de partid un sprijin necesar pentru a-și împlini promisiunile făcute acum 3 ani în campanie. Mizăm pe cetățenii care să conștientizeze, în primul rând, reușitele pe care le-am adus în acești 3 ani ca stabilitate economică și aș putea spune că va fi un test care ne va da foarte mult de lucru în perioada imediat următoare după aceste alegeri, vis-a-vis de cum s-a abordat anul 2012. Deci vom avea cu siguranță foarte multe concluzii după alegerile din Colegiul 7, pe care, așa cum spunea și domnul Vulco, dorim și suntem convinși că le putem câștiga. Și mai departe, evident, să fim implicați și vom fi implicați pentru că coaliția este cea care face noua lege electorală, lege în care, așa cum știți, prioritar vor fi aspectele preluate de la recensământul din 2009, din care se spunea că micșorarea numărului de parlamentari este o prioritate. E un lucru la care subscriem, va fi cu siguranță ceea ce a cerut până la urmă orice român, sau 66% din români în 2009, referendumul din 2009. Iar apoi, cu siguranță, vom avea, spun eu, o echipă întărită. Un parlamentar în plus din 2012 în echipa noastră poate să aducă, spun eu, și mai multă stabilitate și mai multă putere echipei pe care o avem la ora actuală. Sunt convins că și colegul meu, domnul senator Toma, va fi foarte activ implicat în această campanie pentru Colegiul 7. Are foarte multe, aș putea spune, relații personale foarte bune și foarte mulți parteneri în această zonă. Și vom căuta până la urmă să alegem acel candidat cu șansele maxime. Spunea și domnul președinte Vuico că suntem în următoarele zile în măsurător, cum se spune mai nou, vom face sondaje de opinie, să vedem ce își doresc, în primul rând, cetățenii din Colegiul 7 ca și candidat, dacă își doresc un candidat local, dacă doresc o persoană cunoscută la nivel național. Să nu uităm, echipa PD-UNPR a reușit totuși în vară o surpriză plăcută, frumoasă, având în Colegiul Neamț, un colegiu cu 15 primari ai PSD-ului, un candidat câștigător. E vorba de fostul meu coleg de la UNPR, actualul PD-list Adrian Rădulescu, cel care a întors aproape orice sondaj de opinie în 28 august, dacă nu mă știu, au fost alegerile în județul Neamț. Cam acestea ar fi elementele în clipa de față pe care doream să vi le transmitem. Ne vom întâlni, eu am preluat în urmă cu niște săptămâni această organizație și știți că se întâmplă deja, aș putea spune, împreună cu noul meu coleg, cu domnul Bărbulescu aici de față, o mobilizare și o organizare tot mai bună și sperăm să vedeți în mod real surprize și mai plăcute din partea UNPR-ului în perioada următoare. Vă mulțumesc mult și vă invit să ne adresați întrebările pe care considerați legate de tema aceasta a conferinței de presă de astăzi. Domnul deputat, dacă sondajele consideră că este cel mai bun pentru a intra în luptă pentru Consiliul Județean, vă intrați, acceptați? Da, mă rămas și puțin surprins. De fapt, mai spusese Darius în urmă cu ceva vreme acest aspect. Eu consider că de 7 ani de când fac politică în zona Olteniei, am devenit și eu puțin oltean, puțin mai mult oltean decât eram până în 2005.
s-ar putea să fie necesar pentru președinția Consiliului Județean să fie cineva mult mai odean decât sunt eu în clipa de față. În mod sigur, armele moderne în marketingul acesta politic înseamnă sondajele de opinie. Ele vor spune cine este cel mai potrivit din UNPR să candideze pentru această funcție. Și aceste sondaje cred că vor trebui făcute cu mare răspundere și cu mare acuratețe. Și ele ne vor da în mod clar cine din UNPR este cel mai bun candidat. Dacă sondajele spun că dumneavoastră? Vom analiza cu colegii și în mod transparent vom lua o decizie pe acest subiect. Vrem în mod clar să optimizăm șansa, să maximizăm șansa UNPR-ului de a avea și în județul Olt, președinte de Consiliul Județean. Avem deja astăzi un candidat anunțat pe județul Iași, actualul președinte Simran, care va merge anul viitor în continuare pe această funcție din partea UNPR și vom mai avea și alte județe cu proiecte din acestea comune. Iar la domnul Toma, întrebarea este pentru dumneavoastră. Deci eu vă răspund sigur că da, cine va fi din UNPR acest candidat cu șanse în sondaje, va fi cel care va avea susținerea și organizarea. În egală măsură, pentru primăria Slatina, UNPR-ul își va aduce toată contribuția pentru a păstra actualul primar și pentru a contribui în campanie și înainte de campanie cu tot ceea ce trebuie pentru susținerea unui candidat comun. Da, pe rând, pe rând, mă bucur că e atât de mult interes. Dacă actual, bineînțeles. Dacă nu, va fi un candidat atât de leuri. Și dumneavoastră de susținerea de domnul Toma Susa, de susținerea candidatului? Primul rând trebuie ca o persoană să-și dorească să candideze și să anunțe candidatul, după aceea, bineînțeles, vom putere și rând pe rând, sunt etape. Deci, în clipa de față, vă pot spune, în UNPR, exceptându-l pe domnul Stan, care a trecut la PSD, nu au fost intenții oficializate vis-a-vis de această candidatură. Mai este încă un an, mai sunt foarte multe socoteli legate de viitoarea lege electorală. Eu m-aș bucura ca domnul Toma să fie dornic să meargă din partea noastră, în cont de expertiza, de experiența dânsului în bătălii politice și de notorietate la nivel județean. Am și o întrebare referitoare la colegii dumneavoastră. Aș tot sperat că actualul primar PNL o să treacă la UNPR. În acest moment PDL-ul și are un candidat și un candidat destul de bun, persoana lui Gheorghe Ștefan. Ce veți face la Paș? Îl veți susține pe Gheorghe Ștefan sau și UNPR-ul va merge cu un alt candidat? Deci domnul președinte Vârcov a fost destul de clar în exprimare. Acolo unde există un primar al unei dintre cele două partide va avea prima șansă, unde nu ne vom bate împreună să câștigăm primăria. Asta răspunde și întrebările dumneavoastră. Actualul primar PNL Mădălin Teodosescu este cel care conduce, spune destul de bine, primăria. Au existat intenții exprimate de dânsul de a avea un sprijin mai mare și am avut și un parteneriat relativ bun de-a lungul celor 3 ani de mandat. Suntem în aproape în noiembrie 2011, mai avem exact un an până la alegeri. Așa cum spune legea astăzi, el nu poate trece dintr-un partid într-altul fără să-și piardă funcția de primar. Rămâne de văzut din partea cui va dori să candideze în 2012. Asta înseamnă că PDL-ul, în cazul de candidaturi, actualului primar, va renunța la Gheorghe Ștefan? Primul ar să renunți la o persoană sau la alta. Dar în cazul în care ne vom înțelege cele două partide, acolo unde primarul candidează, celălalt partid unde se vrea să candideze. Și chiar îl sprijină pe cel existent. E, după mine, un principiu absolut normal, pentru că ne unim forțele și pe echipele de campanie, pe organizare și optimizăm mult mai bine resursele acestea destul de importante ale unei campanii electorale. Va fi o campanie atipică, cu foarte multe ținte, deci în afară de primării, de consilieri locali, județeni, candidați la Senat, candidați la Camera Deputaților, va fi într-adevăr o campanie cu o zi a votului foarte, foarte importantă. Ce se va întâmpla de un deputat la Caracal? La Caracal avem un coleg în funcție, primar, un primar experimentat, domnul Angel. Îl sprijinim în clipa de față, în primul rând, de proiectele dânsului legate de cetățenii din Caracal, unde sunt foarte multe probleme legate de căldură, probleme legate de partea de școli, de spital și identificăm deocamdată soluții pentru aceste probleme. Vis-a-vis de partea politică, exact cum am spus în câteva rânduri astăzi, primarul Angel candidează din partea UNPR-ului, are cu siguranță un sprijin,
un sprijin foarte mare ca să mai facă încă un mandat. Da, atunci, da. Până atunci încercăm în mod real să îl sprijinim pentru a-și atinge obiectivele, să organizăm mai bine tot ceea ce înseamnă în Caracal astăzi activitatea de realizare a proiectelor pe care le-am început în anii trecuți. Da, pe domnul președinte Vulcu. Barutul a spus de la început atenți la această conferință de presă. A spus, mai sunt câteva aspecte da, pe care PDL-ul și UNEPR-ul trebuie să le urmărească, dar în proporție foarte mare vom ajunge la această concluzie că unde este primarul funcție, vă susțin. Dar trebuie să ne lămurim unele probleme pe care le avem de rezolvat unul altul. Sunt retușuri, deci nicăieri un mariaj nu este din prima zi perfect. Deci avem anumite locuri. Am spus exact acest lucru. În cont de declarațiile pe care le-a făcut domnul președinte Stăriu acum, și ținând cont de declarațiile pe care dumneavoastră le-ați făcut de-a lungul timpului referitoare la domnul Angel, în acest sens v-am întrebat. Am spus că există această posibilitate foarte mare. Să cunoaștem unde de față data când vor avea loc alegerile parțiale de colegi și altfel. E posibil într-una maxim două săptămâni să aflăm data. Conform legii, 90 de zile de la momentul anunțului din Parlament al vacantării postului ar trebui organizate. Ceea ce înseamnă perioada maximă 18 ianuarie. Avem de vedere că mai sunt încă două colegi și au fost cu... Toate au fost vacantate practic în același moment și suplimentar ar mai fi un element destul de important. Totuși să ținem cont că din 15 decembrie e puțin probabil să fim în campanie electorală. Deci ori până în 15 decembrie, ori după 7 ianuarie sau, mă rog, 3-4 ianuarie. Domnul Frunzulică este astăzi apolitic, deci este un nou membru. A fost pe finalul mandatului, 3 luni, din care 2 luni au fost cele de vacanță parlamentară. Ca fost coleg, doresc totuși să-l apăr în contextul în care, cel puțin la nivelul Parlamentului, perioada cât am avut-o de colaborare în UNEPR, a avut câteva dorințe de a mai lăsa pe final de mandat anumite lucruri mai rezolvate în această zonă. Însă, într-adevăr, poate pe campanie țintele alese au fost mai puțin bine alese, proiecte mult prea ambițioase, însă să recunoaștem și susținerea pe care a avut-o de la foștii colegi nu a existat deloc. Adică zero din partea PSD-ului pentru zona Corabia. Asta este, cred că, elementul cel mai important. Altfel, el a încercat, s-a zbătut, a fost chiar prezent la multe intervenții în plen. Culisele acestea ale Parlamentului nu sunt simple. N-a putut naviga astfel încât să aducă fondurile necesare pentru proiecte atât de ambițioase ca cele propuse și pe care nu trebuie să le contestăm ca și șansă dacă ar fi fost realizate, cât de mult ar fi dezvoltat zona. Folino, dacă știți. Bine, la dumneavoastră sau nu? Pentru că pe colegul dumneavoastră se pare că mai vin candidat. Cred că cel mai bine știe Florin Iordache, pe el îl puteți întreba unde și de unde dorește să candideze. Este, cum am spus-o în multe rânduri, un bun coleg în Parlament, foarte activ și în clipa de față își cunoaște cel mai bine viitorul pe parte de candidatură. Ar fi păcat ca Florin să nu fie în viitorul Parlament. Domnule deputat, către ce timp de relația dumneavoastră cu PDL-ul și profit și reprezentantului Iucov aici? Pentru că n-am fost puține cazurile în care domnul Iucov a criticat colegii dumneavoastră de partid. În egală măsură, lucrurile, cum spuneam și mai devreme, din mers se ajustează mereu. La nivel național, colaborarea cu PDL-ul este tot mai bună. Tot mai bună, dar nu atât de bună încât să ne unim. Nu că ar exista dificultăți pentru că țintele sunt comune. Dar, în primul rând, doctrina. Noi suntem un partid de centru-stânga și avem, din acest punct de vedere, destul de multe proiecte lansate. Partidul Democrat Liberal are o altă doctrină și un alt mod de abordare a lucrurilor. Dar, amândoi, cred că arătăm că avem, înainte de toate, un interes național de a ține țara, în clipa de față, într-o stabilitate economică. Lucru demonstrat, de altfel, dacă vă uitați, în primul rând, la ce se întâmplă astăzi în Europa, și la modul relativ
aș putea spune, de normalizare a, a activității, atât în administrație, cât și mai ales în economie, în România, în clipa de față. Adică mai sunteți broscuță sau broscuță, așa spune domnul președinte. Cred că vorbea despre alt partid. Vorbea despre o fuziune. Nu, nu, nu. Vorbea domnul Olteanu, care a spus de proasca PSD. Nu, nu, chiar aici, nu? Nu, 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 nu. Așa spunea domnul președinte. Aici, în această sală? În această sală, la sediul PDL, că probabil va fi vorba despre o fuziune și iată, ce îmi pune ție cu mintele curat. În vremea când era copilul președinte, a spus că o eventuală fuziune... Nu, 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 nu. Ce era copilul? Ce era copilul? Despre ce vorbim? Domnule Săriu, a spus la Timișoara... Ca dovadă că a plecat Broscuiul din urmă. Broscuiul a plecat din Ulebrești. Ieri era fost la un botez, deci în București n-am putut participa la alte copilăți. Mulțumesc! Asta la tine este una dintre prioritățile pentru care luptați în coaliție, să zic așa. Domnule primar, acum v-aș întreba pe dumneavoastră. Ați anunțat la centru, spuneați ceva mai devreme, mai săptămâna trecută, că o să vă dați, nu o să mai candidați la primărie dacă nu începe lucrurile de la centură. Până la regiune. Vorbit cu premierul Buc, cu cineva de la dumneavoastră din partid. Pe de fiecare i-am spus, am spus, o transmis aceste lucruri. Deci nu trebuie să fac un caz special. Da, am spus și Iisus, ce ați spus. Și credeți că într-un an începe construcția centrului? Da. Cu convingere? Sigur. 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 Știți că lucrările încep ușor, banii trebuie pregătiți și avem în față chiar un buget în care aceștia pot fi incluși. Deci pentru viitorul buget, asta este dacă se vrea să fac aspectul. Exact. Ok. Corabia. N-ați vorbit nimic despre dinastia Cococi, PSD. Acolo aveți, probabil, competiție în credința primarului, la fel și în Drăgănești, unde e PNL-ul, și la fel și la Slatina, să mă ierte. În corabie există astăzi primarul tare, este al PDL-ului. A spus ceva de dinastia Cococi. Nu am auzit de astfel de dinastie. Cunosc un fost director de campanie, Cococi, atât. Deci, cel care a condus campania din 2020. Probabil că există o familie Cococi. Cred că ne interesează mai puțin cine este domnul Cococi. Ne interesează foarte mult candidatul nostru să fie cel care va câștiga. Știu, dar în contextul acesta, un candidat comun bun al nostru este prioritatea noastră. Nu ne uităm neapărat ce au alții, ne uităm doar că noi trebuie să câștigăm. Dar pregătiți tot de comun acord cu domnul președinte? Bineînțeles. Deci acest colegiu și altele îl construim împreună. Din câte știu eu, vor fi invers. La ce vă referiți? Domnul președinte al PDL e cam prieten cu domnul Cococi. Și eu sunt prieten cu președintele Consiliului Județean. În politică pot fi și prieten cu adversarul. Important este în campania electorală să câștigi și acest propui. Ți-am cunoscut cu Cococi. Da. Am informat eu lucruri. Probabil ne-a făcut și la Cococi. Iată, îl cunosc eu mai bine ca fost coleg. N-am spus niciodată în viața mea de lucru. Domnul deputat, la viitoarea conferință de țară a unui perioad de scandal pentru funcția de președinte, sau nu vezi cine face cineva? Bunesc, vom avea. Vom avea, în primul rând, la ora actuală, la nivel național, au loc conferințele județene, care au ca și scop, în primul rând, o dare de seamă activității pentru anul 2012. Nu avem deocamdată decât o dată care ne-am propus în primele 10 zile din luna decembrie. Dorim să ținem și la nivelul județului Olt această conferință județeană. În mod sigur vor fi câteva modificări în componența biroului politic. Deci este o necesitate de a implica oameni care au muncit mult în ultima vreme. Asta este dorința mea de a include câțiva din acești noi colegi de partid. Și de asemenea să vedem ce alte modificări mai sunt necesare. Așa cum știți, este o democrație și dacă se va hotărâ și necesitatea de a pune un președinte la ora actuală, vom merge și la conform statutului, eu nu pot fi decât președinte interimar. Sunt vicepreședinte al UNPR,
pot asigura interimatul, dar nu pot candida pe această funcție decât dacă renunț la cea de vicepreședinte la nivel național, lucru care nu mi l-a făcut deocamdată. Acum mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitate și vă aștept să ne vedem cu prima ocazie tot pe acest format sau chiar la o conferință doar la UNEP.